După noile modificări la programul Autorabla, autoritățile anunță modificări și în privința programului Rabla pentru electrocasnice. Printre schimbări se numără excluderea achiziției de televizoare, iar perioada de utilizare a voucherelor a fost redusă la 7 zile. Anul trecut am constatat că aproape jumătate din cei care și-au rezervat aceste etichete de valoare nu le-au valorificat. După ce a fost o presiune uriașă asupra AFM în momentul distribuirii acestor etichete de valoare, ulterior, beneficiarii nu s-au mai dus la magazine sau nu s-au dus la magazine și nu le-au transformat în bani, n-au cumpărat acele echipamente electrocasnice. Motiv pentru care am introdus o regulă nouă, tichetele vor fi valabile 7 zile și persoana care solicită tichet de valoare voucher pentru un anumit tip de aparatură electrocasnică, dacă nu folosește acel tichet, nu va mai putea un an de zile să beneficieze de sprijin pentru acel tip de aparat. Ministrul Mediului Tanțoș Barna spune că este important ca din gospodării să fie eliminate aparatele care sunt mari consumatoare de energie. Ne concentrăm, ne focusăm pe acele aparate electrocasnice care sunt energofage, care consumă foarte mult într-o gospodărie, motiv pentru care am renunțat la finanțarea televizoarelor. Ne concentrăm asupra frigiderelor, lăzilor frigorifice, mașinilor de spălat, trufe și vase, echipamente de aer condiționat, acele echipamente care consumă foarte mult. Nu am eliminat tabletele și laptopurile pentru că sunt convins de faptul că familiile au nevoie de acest tip de sprijin pentru a-și ajuta copiii să participe la cursurile online.